Victoria Colesnic vă prezintă Telejurnalul. Bună ziua și bine v-am regăsit la știrile amiezii. Iată principalele subiectele ediției. Transportatorii protestează astăzi și cer autorităților creșterea tarifelor pentru biletele de călătorie. Dimineață, în cele mai multe autogări din țară, activitatea se desfășura normal. Agenția Națională pentru Sănătate Publică anunță că a înregistrat 4 noi cazuri de îmbolnăviri din cauza virusului gripal AH1N1. Comisarul European pentru Vecinătate și Extindere va propune o altă procedură de acceptare a noilor membri în Uniunea Europeană. Grevă în transportul rutier de persoane din Republica Moldova. Firmele din domeniu anunțau ieri că aproximativ 1500 de autobuze și microbuze din peste 30 de raioane ale țării nu vor ieși pe trasee în semn de protest față de tarifele prea mici. O parte dintre șoferi protestează acum în Piața Mare Adunări Naționale din Chișinău. Acolo este și Gheorghe Lungu, de la care aflăm ce spun șoferii prezenți la manifestație. Bună ziua, Gheorghe, te ascultăm! Bun găsit, doamnelor și domnilor! În jur de 300 de microbuze și autobuze au staționat până acum 10 minute în semn de protest în Piața Mare Adunări Naționale. Aceștia au blocat întreg bulevardul Ștefan cel Mare în perimetrul străzilor Bănulescu Bodoni și Alexandru Pușkin. Am reușit să vorbesc cu șoferii care ne-au spus că sunt nemulțumiți de faptul că tarifele sunt prea mici. Aceștia își doresc ca acestea să fie majorate, deoarece de multe ori se duc acasă în minus și nu le ajunge nici bani, măcar de motorină, mai ales când se strică piesele. Totodată, conducătorii protestelor ne-au spus că s-au întâlnit astăzi cu ministrul economiei, care le-a spus că în zilele următoare urmează să aibă loc mai multe discuții asupra acestui subiect. Vreau să vă zic că din cauza protestului de astăzi, mai multe străzi adiacente bulevardului Ștefan cel Mare au fost blocate. Totodată, în jur de 2000 de curse au fost anulate în toată țara, din totalul de 5000. Șoferii au anunțat că dacă nu se va găsi un consens, atunci ei vor organiza o grevă generală în toată țara. În timp ce în Piața Mare Adunării Naționale mai mulți de 300 de șoferi protestau, în celelalte autogări din Republica Moldova, șoferii circulau în regim normal. Deși anunțată cu mare tam-tam, greva transportatorilor suferă deocamdată la capitolul organizare. În multe dintre autogările din Chișinău, dar și din restul țării, cei mai mulți dintre șoferi au ieșit la muncă dis de dimineață ca într-o zi obișnuită. Șoferii de microbuze din autogara Centru spun că au ieșit pe trasee pentru că au nevoie de bani. Nu protestez din cauza... Trebuie să lucrăm. Păi trebuie să duc ruta asta, nu? Stai lumea în drum. Dar de ce nu protestați? Nu vreau. Cei mai mulți dintre pasageri își făceau griji și s-au așteptat să găsească autogara goală. Mare le-a fost uimirea când au văzut chiar mai multe microbuze ca de obicei. Cum circulă astăzi microbuze? Normal, gine. Merg. Transportatorii au anunțat astăzi un protest de amploare pentru ca autoritățile să legalizeze dublarea taxei de călătorie. Nu toți sunt însă de acord. Greva nu dă nici în folosul nostru. De tot că afectează numai lumea, călători care... Dar de ăștia care șed și filmează, șefii lor le spun să iasă la grevă. După aceea sunt oameni care nu gândesc cu capul. Că afectează pe lumea care se duce la spital. Săptămâna trecută, Asociația Transportatorilor a cerut Ministerului Economiei să semneze memorandumul de majorare a taxei pentru călătorie de la 48 de bani la 74 de bani per kilometru. Dacă autoritățile nu vor semna memorandumul de înțelegere, atunci transportatorii amenință cu greve și vor dubla actuala taxă până la 92 de bani pentru un kilometru. Polițiștii italieni au reușit să prindă 10 cetățeni ai Republicii Moldova care au participat la comiterea unor furturi în valoare totală de 1 milion de euro. Ei fac parte dintr-o grupare mai mare, iar ancheta se întinde pe câțiva ani, liderul infractorilor fiind încarcerat într-o închisoare din Franța. Vă spunem mai multe imediat în Telejurnal.
Prezentarea raportului privind investigarea furtului miliardului în cadrul Comisiei Parlamentare Securitate, Apărare și Ordine Publică a fost amânată. Adjunctul Procurorului General, Ruslan Popov, susține că nu a avut timp să studieze materialele cauzei penale. Popov a invocat faptul că accesul la dosare a fost restricționat de către Viorel Morar, fostul șef al Procuraturii Anticorupție, suspendat din funcție la începutul acestei săptămâni. La Procuratura Anticorupție se face timp de o lună un control special, iar Viorel Morar a fost transferat la secția juridică din cadrul Procuraturii Generale. Viorel Morar ar fi blocat însă detașarea sa printr-o contestație în instanță. Acest fapt ar fi restricționat și accesul lui Ruslan Popov la dosarul privind frauda bancară. Fiecare procuror sau grup de procurori în mai mic constituit trebuiau să examineze și se ocupe cu anumite dosare penale, inclusiv și cu dosarul privind devalizarea sistemului bancar și frauda bancară. Chestia dată nu a fost admisă și procurorii dați nu li s-a permis să facă cunoștință cu acest dosar, pentru că dacă ați observat din mass media, domnul Morar a declarat la televiziune că el a doua zi în general nu va permite grupului de control să fie admis în locația Procuraturii Anticorupție. De cealaltă parte, procurorul Viorel Morar neagă acuzațiile. El a venit cu control, au venit 21 de persoane, fac control, cei și-au făcut. Prima zi de luni erau toți acolo și făceau control. Au stat până la orele 4:30. În aceeași zi am contestat și le-am spus că e suspendat, dar nu i-am alungat, adică ei continuau control. Nimeni nu le-a obstrucționat efectuarea investigației. Deputații din partea fracțiunilor PAS și PPDA susțin că Procuratura Generală tergiversează intenționat prezentarea informațiilor în cazul acestui dosar. E rușine, nu vă supărați, dar noi am auzit niște bâlbi aici, că și în spatele acestor bâlbi, eu chiar cred că cu succes dorește încă o tergiversare acestui dosar. Ce să mai așteptăm? Banii s-au furat. 5 ani așteptăm, din noiembrie 2014. Câți mai așteptăm? De ce nu s-a întâmplat acest lucru? Două săptămâni era un termen suficient, măcar să vină cu ceva, să spună, iată ceea ce a fost până acum, e așa sau așa, că acolo s-au fost înainte sintezele procuraturii care noi primeam. Au fost și cifre, au fost și de diferite acuzări. Membrii Comisiei Parlamentare au decis să ofere Procuraturii Generale un termen de 30 de zile pentru a prezenta un nou raport privind investigarea fraudei din sistemul bancar din Republica Moldova. Se înregistrează tot mai multe cazuri de gripă în Republica Moldova. Alte 4 persoane s-au îmbolnăvit din cauza virusului gripal AH1N1, anunță Agenția Națională pentru Sănătate Publică. Între timp, pe întreg teritoriul țării continuă vaccinarea împotriva gripei. Prioritatea au persoanele cu risc sporit de îmbolnăvire. Autoritățile recomandă cetățenilor să respecte toate regulile de igienă și să se adreseze unui medic imediat ce sesizează apariția primelor simptome de boală. Alarmată de amploarea medicației după ureche, societățile profesionale ale medicilor din România propun o soluție extremă, să fie interzisă total eliberarea de antibiotic fără rețetă. Acum este permisă doar în cazuri de urgență. Un studiu recent a arătat că aproape 5 milioane de români au luat antibiotic pentru răceală și durere în gât în ultimul an. O treime fără rețetă. Pentru dureri în gât și pentru răceli, ce folosiți? Ceaiuri, prijnițe. Pe piept, acadele pentru gât. Pastile de gât. 7 din 10 români au răcit cel puțin o dată în ultimul an. Peste jumătate apelează mai întâi la remedii tradiționale, precum ceaiul cu miere și lămâie și gargara cu apă sărată. O arată un studiu realizat în octombrie. Foarte mulți au recunoscut însă că trec direct la antibiotic. 4 milioane și jumătate de români au luat antibiotic pentru răceală și durere în gât în ultimul an, unul din trei fără rețetă. Peste 30% dintre ei s-au sfătuit înainte cu apropiații sau au căutat informațiile pe internet. An de an, medicii spun că antibioticele nu doar că nu ajută la răceală și gripă, dar pot da peste cap flora intestinală. Și dacă le iau incorrect, oamenii riscă să nu mai aibă cu ce trata infecțiile grave. Alarmați, specialiștii propun să fie interzisă total vânzarea de antibiotice fără rețetă. Acum este permisă doar în caz de urgență, în weekend. Uneori se eliberează 2-3 tablete, ceea ce este foarte rău, pentru că se inițiază un tratament care de cele mai multe ori nu este continuat de pacient. Experții spun că un doctor cu experiență vede imediat dacă pacientul are o infecție virală pentru care nu trebuie antibiotic. Când vezi un gât roșu intens, îl doare gâtul când înghite sarochii din cap românește, este foarte probabil că acolo este vorba de un streptococ. Acum sunt teste rapide pentru streptococ, are un roșu în gât, dar curge și nasul, e și e fonfănit, foarte probabil că este infecție virală.
Problema e că sunt și mulți doctori care prescriu antimicrobiene în exces. Acest medic de familie a refuzat să-i dea unui pacient rețetă ca să ia 4 antibiotice în același timp, așa cum îi recomandase un specialist. Un pacient văzut în cameră de gardă, îi se dă un antibiotic de ultimă generație pentru o infecție urinară. I-am dat să facă urocultură. S-a infirmat diagnosticul. Nu vă relatez încrâncenarea luptei cu pacientul. România este a treia din Europa la impactul infecțiilor cauzate de bacterii rezistente la antibiotice. 10 cetățeni ai Republicii Moldova riscă ani grei de închisoare în Italia după ce au participat la comiterea unor furturi în valoare totală de 1 milion de euro. Presa italiană scrie că în perioada 2013-2014, gruparea din care fac parte cei 10 a dat spargere în jumătate din peninsulă, cele mai multe la magazine de electrocasnice. Ulterior, bunurile au fost vândute în țările Europe de Est. Liderul infractorilor a fost interogat într-o închisoare din Franța, unde este reținut pentru o altă cauză penală. Primele arestări în acest caz au fost făcute în 2015, iar materialul probator se întindea pe 95 de pagini. Atunci, 21 de persoane au ajuns în fața judecătorilor, iar unele au fost condamnate deja la închisoare. Ancheta s-a desfășurat cu dificultate pentru că membrii grupării comunicau doar prin intermediul unor aplicații de pe internet. O basarabeancă stabilită în străinătate a organizat aseară la Filarmonica din Chișinău un concert caritabil. Spectatori de onoare au fost micuții din centrele de plasament și familii nevoiașe. În telejurnal vedeți cum s-au distrat copiii care au luat parte la spectacol. Uniunea Europeană urmărește cu îngrijorare evoluțiile politice de la Chișinău. Declarația a fost făcută de europarlamentarul român Corina Crețu în emisiunea Punctul pe azi de la TVR Moldova. Fostul comisar european spune că noul executiv condus de Ion Chicu este sub lupa Bruselului, iar demnitarii europeni așteaptă continuarea reformelor. Învestirea guvernului Chicu în doar 48 de ore de la demiterea executivului Sandu i-a luat prin surprindere pe demnitarii de la Bruxelles, spune europarlamentarul român Corina Crețu. De aceea, Uniunea Europeană urmărește acum cu mare atenție evoluțiile politice de la Chișinău. Efectiv, Republica Moldova e sub lupă. Astăzi, cum spuneam, la Luxemburg, în reuniunea miniștrilor de externe, practic a fost adăugat acest punct în plus legat special de situația din Republica Moldova, ceea ce înseamnă o preocupare și o îngrijorare. Nu putem anticipa, dar am văzut că unii discută inclusiv despre stoparea acestui ajutor financiar. Europarlamentarul român spune că decizia privind o eventuală suspendare a asistenței financiare va fi luată după o analiză complexă a acțiunilor guvernului Chicu. Uniunea Europeană poate impune condiții politice, dar programele care sunt în ajutorul cetățenilor, eu nu sunt de acord ca cetățenii să plătească pentru greșelile politicienilor. Se va face o analiză după un anumit timp. Sper totuși că asistența financiară să nu fie stopată pentru că este destinată dezvoltării Republicii Moldova. Fostul comisar european pentru politici de dezvoltare regională spune că deși Uniunea Europeană are prevăzute fonduri destinate Republicii Moldova, țara noastră are deocamdată o putere scăzută de absorpție. Foarte mulți bani nu sunt folosiți pe programul transfrontalier România-Republica Moldova. Pentru perioada 2014-2020 sunt la dispoziție peste 80 de milioane de euro, din care s-au cheltuit mai puțin de 10%. Și acest lucru nu-l putem pune doar pe seama politicii de la Chișinău. Cred că a fost o lipsă de coordonare. Europarlamentarul român Corina Crețu se află zilele acestea într-o vizită oficială în Republica Moldova. Demnitarul de la Bruxelles a avut întrevederi cu mai mulți politicieni și a vizitat grădinița din satul Selemet, renovată cu sprijinul financiar al guvernului României. Comisarul European pentru Vecinătate și Extindere, Oliver Varelli, va propune o nouă procedură de acceptare a noilor membri în Uniunea Europeană. El a făcut anunțul la Bruxelles după conferința interguvernamentală de aderare UE-Serbia. Varelli a precizat că în acest fel va răspunde opoziției exprimate de Franța față de lansarea negocierilor de aderare cu Albania și Macedonia de Nord. El a adăugat că noul proces de reformă a extinderii Uniunii Europene va garanta că dacă o parte își respectă obligațiile, atunci și cealaltă trebuie să facă la
fel. În luna noiembrie, Parisul a declarat că este nevoie de o reformă a procesului de extindere a Uniunii. Franța susține că blocul comunitar trebuie să se concentreze pe rezolvarea propriilor probleme înainte de a lua în considerare acceptarea de noi membri. Și tu poți fi Moș Crăciun este un îndemn creștinesc pentru toți cei care își doresc cu adevărat să fie mai buni, mai generoși, mai aproape de oameni. Așa a fost și concertul caritabil organizat aseară la Chișinău de o basarabeancă stabilită în străinătate. Sute de copii s-au distrat, au cântat, au dansat și l-au întâlnit pe moșul. Spectatorii de onoare au fost micuții din centrele de plasament și familii nevoiașe. Muzica și dansul au creat atmosfera de sărbătoare. Cel mai emoționant moment al serii a fost atunci când Moș Crăciun și-a făcut apariția. Moș Crăciun! Cei mai mulți spectatori au fost copii din familiile social vulnerabile și centre de plasament din toată țara, printre ei și 10 micuți din Criuleni. Cu toți au venit entuziasmați pentru că și-au dorit să-l vadă pe... Pe Moș Crăciun și cadouri. Ei sunt foarte bucuroși când noi organizăm niște activități de socializare, excursii, ieșiri în oraș, în natură. Și pentru ei este o bucurie, că, sincer să vă spun, nu au posibilitate decât să vină la noi la centru și mulți din ei, practic, nu iese din satele de unde ei locuiesc. Copiii din familiile defavorizate au avut acces gratuit la eveniment. În schimb, elevii de la mai multe licee din Chișinău au cumpărat bilete, iar banii strânși vor fi donați nevoiașilor. Eu am vrut, în primul rând, să ajut pe cineva și cred că ar fi mai distractiv să și vezi, dar și să ajuți pe cineva. Noi, cu clasa 5-a din Liceul Teoretic Alexandru Ancuza, am venit să facem o faptă bună și suntem la concert. Mie mi-a plăcut cum au dansat copiii și Moș Crăciun pe scenă. Toată această ferie de iarnă a fost posibilă datorită Tatianei, o basarabeancă stabilită de 5 ani în Germania. Inițial organiza doar campanii de colectare a darurilor, însă și-a dorit să facă ceva mai mult. Așa a apărut ideea de a organiza acest concert. Așa am fost crescut noi, așa a fost tot în familie, că se oferi atunci când nu ai. Pentru că știu și eu și am crescut, nu numai eu, dar sunt mulți din familia mea care au întâmpinat greutăți, știu ce înseamnă greutatea. Și atunci, având posibilitatea, bine le atrage bine într-un sfârșit și cei ce oferi, cei și vei primi. În următoarele zile, Tatiana, alături de ajutoarele ei, vor porni într-o caravană prin țară și vor împărți toate darurile adunate. Copiii din Moldova, din familie social vulnerabilă, scriu scrisori moșului, noi le îndeplinim și apoi le aducem. Majoritatea celor care fac aceste cadouri sunt moldoveni și români din Germania, precum și din celelalte țări din Europa și chiar din America avem. Peste 300 de copii și bătrâni vor beneficia de cadouri. Campania de colectare a darurilor este la a doua ediție, iar concertul Moș Crăciun Ești Tu a fost organizat în premieră. Limba română este leantul acestui popor de veacuri, iar profesorii sunt cei care dau mai departe elevilor dragostea pentru graiul străbun. La ediția din acest an a Galei Premiilor TVR Moldova, trofeul pentru performanță în educație l-a obținut Eugenia Halus, directorul singurului liceu cu predare în limba română din orașul Râmnița. Și pentru că limba și istoria României sunt un tot unitar, TVR Moldova l-a premiat și pe Vlad Mischevca pentru promovarea istoriei acestui neam. Împarte-ne și nouă o soartă netedă sub soare, Basara. Eugenia Halus, directorul singurului liceu cu predare în limba română din Râmnița, a reușit să creeze o oază de educație românească în Transnistria. De 30 de ani, instituția de învățământ reprezintă un scut viu în fața celor care vor să șteargă orice urmă de românism din regiunea separatistă. Cea mai mare valoare pe care o voi avea în casă este premiul televiziunii României Republica Moldova. Mulțumesc pentru aprecierea muncii mele modeste. Am zis că împart acest premiu cu toți foștii mei elevi.
părinți, cadre didactice. Premiul pentru promovarea istoriei neamului i-a revenit istoricului Vlad Mischievca după o activitate de 30 de ani în cadrul Academiei de Științe. Este autor a 10 de articole, studii și cărți publicate în Republica Moldova și peste hotare. Acest premiu este chiar greu la direct, dar la figurat vorbind mă onorează și sunt mândru că am fost printre cei laureați care anul acesta s-au vrednicit de înaltă distinție. Gala premiilor TVR Moldova a ajuns anul acesta la cea de-a patra ediție. Manifestarea omagiază personalitățile care au obținut rezultate remarcabile în promovarea valorilor românești autentice. Avem o reducere drastică a reproducerii sau generațiile care se nasc, practic sunt de două ori mai mici decât generațiile mature. Cu cât vârsta cuplului este mai avansată, cu atât posibilitatea concepției scade. Deci femeia are o vârstă biologică cam redusă pentru fertilitate. Tot mai frecvent aceste cupluri apelează la fertilizare in vitro ca unica și cea mai efectivă metodă de rezolvare aceste probleme legate de lipsa copiilor în familie. De la an la an se nasc tot mai puțini copii în Republica Moldova. Despre cauzele acestui fenomen și soluțiile de sporire sănătoase a natalității discutăm astăzi în cadrul emisiunii Obiectiv Comun. Noi acuzații în procedura care ar putea duce la demiterea președintelui Donald Trump au fost prezentate de președintele Comisiei Juridice din Camera Reprezentanților și mai au nevoie de votul plenului ca să devină efective. Președintele Trump a reafirmat că nu a făcut presiune asupra Ucrainei și a respins acuzațiile. Abuz de putere și obstrucționarea Congresului sunt cele două acuzații lansate de democrații din Camera Reprezentanților la adresa președintelui Trump. Este un delict pasibil de procedura demiterii ca un președinte să se folosească de atribuțiile publice ca să obțină beneficii personale inadecvate prin afectarea interesului național. Este ceea ce a făcut Donald Trump prin solicitările și presiunile asupra Ucrainei în sensul interferenței în scrutinul prezidențial din 2020, a spus președintele Comisiei Juridice. A president who declares himself above accountability, above the American people, and above Congress's power of impeachment, which is meant to protect against threats to our democratic institutions, is a president who sees himself as above the law. Democrații au deschis luna trecută o procedură de destituire după ce s-a aflat că președintele Trump ar fi cerut Ucrainei să-l ancheteze pe democratul Joe Biden, potențial contracandidat al său. Democrații au majoritate în Camera Reprezentanților, nu și în Senat, care este însărcinat potrivit Constituției cu judecarea președinților. În aceste condiții, cel mai probabil președintele Trump nu va fi destituit. El a respins acuzațiile și vorbește despre o mascaradă pusă la cale de democrați. Our country, it's a hoax and it should never ever be allowed to happen again. Rămâne de văzut dacă această procedură de punere sub acuzare, impeachment, va fi una rapidă sau din contră, dacă va fi speculată în contextul prezidențialelor de anul viitor din Statele Unite. La 91 de ani, un american din Minnesota și-a văzut cu ochii visul de o viață. A absolvit școala generală și a primit atestatul în aplauzele asistenței și a declarat: pot să fac două lucruri acum, să pun diploma pe un raft, să mă uit la ea pentru că am visat-o toată viața, sau să vi-o arăt vouă să o vadă toată lumea. Clifford Hanson nu a avut o viață ușoară. A încetat să mai meargă la școală pentru a-și ajuta tatăl bolnav. A reușit să salveze ferma familiei, a devenit și șofer de autobuz, s-a căsătorit, a făcut copii, are nepoți și strănepoți, dar abia după ce a realizat toate astea, a ajuns la concluzia că și-a dorit cel mai mult în viață a fost o educație, o diplomă de absolvire. Atât pentru această oră. Cu mai multe informații vă așteptăm la telejurnalul ore 18. Rămâneți cu TVR Moldova. Sunt Victoria Colesnic și vă mulțumesc pentru atenție. O zi frumoasă vă doresc. La revedere!